Peste 40.000 de canadieni au semnat o petiție făcând apel la Ministrii Educației din toate provinciile și teritoriile Canadei să intervină pentru a ne proteja copiii de ideologiile WOC, sexualizare și propaganda LGBT. Semnatarii petiției și-au arătat sprijinul pentru lupta provincii canadiene pentru drepturile părinților cu privire la educația copiilor lor, potrivit LifeSite News. Pe 25 septembrie, reporterul Rebel News, Sheila Gunt-Raid, a transmis o petiție semnată de peste 40.000 de canadieni din întreaga țară, adresată Ministerului Educației, căruia i s-a cerut să recunoască eforturile provinciei în combaterea propagandei LGBT în sălile de clasă. Copiii din școlile primare sunt sexualizați prin ideologia radicală de gen, care le este inoculată în clasă, se arată în petiție. Consiliile școlare finanțate din fondurile publice au devenit fără scrupule, cenzurând și reducând la tăcere părinții care își exprimă îngrijorarea cu privire la caracterul inadecvat al conținutului sexual explicit în bibliotecile școlare și la teoria de gen introdusă în curriculum. De asemenea, petiția a făcut apel la ministrii educației din toate provinciile și teritoriile Canadei, solicitând acestora să intervină pentru a ne proteja copiii de ideologia radicală woke, sexualizare și propagandă. Susținerea canadienilor vine în contextul în care provincia a introdus recent o nouă politică prin care este obligatoriu ca părinții să fie informați dacă copilul lor vrea să se identifice cu un alt nume sau ca având un alt gen permițându-le părinților să-și retragă copiii de la orele de educație sexuală și să interzică prezentări efectuate pe grupele terți, precum Planet Parenthood. Conform noi legi, școlile trebuie să primească permisiunea unui părinte sau a unui tutore pentru a putea folosi un alt nume sau gen pentru elevii cu vârstă sub 16 ani din școală. După publicarea noii politici, premierul Scott Mau a confirmat că organizația Planet Parent Parenthood a fost într-adevăr interzisă în sălile de clasă din provincie. Decizia de a interzice materialele de educație sexuală prezentate de terți vine după ce elevilor de clasa A9 a noua li s-au oferit broșuri pornografice în timpul unei prezentări efectuate de Planet Parenthood în școală. Relatează activnews.ro Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus creștin.